Operațiunea dramatică de salvare în această dimineață, desfășurată de pompierii din Mehedinți, cu riscuri foarte mari într-o misiune aproape imposibilă. Salvatorii au reușit să extragă din cabina unui autotren trupul unui șofer polonez care a părăsit drumul național 6 și a căzut într-o râpă unde a rămas suspendat deasupra căii ferate. După mai bine de 2 ore, bărbatul a fost extras și predat medicilor de la ambulanță care l-au transportat la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Șoferul, un tânăr de naționalitate poloneză, circula din direcția Timișoara către Drobeta Turnu Severin, când la ieșirea din Orșova, autotrenul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil. Cel mai probabil, șoferul a adormit la volan. Bolidul, încărcat cu peste 20 de tone de role de cupru, s-a oprit într-o râpă deasupra căii ferate. Pur și simplu a rămas sprijinit doar cu bara din față de zidul care consolida versantul în timp ce cabina s-a rabatat. Șoferul se afla suspendat în interior, prins cu picioarele sub scaun și cu capul în jos. Pompierii ajunși la locul accidentului au început o operațiune contra cronometru de salvare a șoferului. Salvatorii au ancorat autotrenul pentru că exista oricând pericolul uriaș să se prăbușească în gol. În pericol se aflau și salvatorii care încercau să-l scoată pe șofer din cabină, dar și echipajul medical sosit la fața locului. Pompierii au coborât pe cordeline până la cabina în care se afla șoferul îngrozit de spaimă. Deschide-și! Ambulanța să se ducă la șantierul la vol! E bine? Fracturi? Fracturi o să observăm la radio. Deocamdată o întorsă și un sindrom de strivire la membru inferioare. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta a intervenit în localitatea Orșova la un accident rutier. Am intervenit cu detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin și detașamentul de pompieri Orșova. La sosirea forțelor la locul evenimentului am constatat că un tir era picat într-o râpă în apropierea căii ferate la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri față de șosea. Am procedat la descarcerarea șoferului și l-am predat serviciului județean de ambulanță. Intervenția a fost una de lungă durată și foarte dificilă, având în vedere poziția în care se afla autotrenul. Aproximativ cam câte ore? Intervenția propriu-zisă de descarcerare a durat aproximativ 2 ore, am avut în sprijin și colegii de la CFR cu o drezină. După o operațiune care a durat mai bine de 2 ore, cu riscuri foarte mari pentru salvatori, șoferul a fost extras din cabina autotrenului. El a fost urcat pe o drezină și transportat până la ambulanță. Din cauza accidentului și traficul pe calea ferată a fost oprit aproape 4 ore, pentru că a fost necesară întreruperea energiei pe firele electrice.